Spargerile au avut loc la sfârșitul săptămânii. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre un singur individ sau au acționat mai mulți. Furturile au fost raportate în localitățile Crângaș și Răcar din județul Dâmbovița. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din Crângaș, se vede cum un individ se apropie de automat cu glugă pe cap și mască pe față pentru a-și ascunde identitatea. Acesta are în mână un obiect metalic care îl folosește pentru a forța automatul. Verifică să nu fie văzut de nimeni, dar nu ia în calcul și camera de supraveghere. Într-un final reușește să deschidă automatul și ia sertarul în care erau depozitați banii. Ghinionul lui a fost că s-a ales doar cu aproximativ 15 lei. Restul banilor fuseseră deja ridicați de agentul firmei. Poliția s-a sesizat în ambele cazuri și oamenii legii fac cercetări pentru furt calificat în vederea identificării autorilor.